Bun, deci, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 3. Hai să vedem ce să mai facem și noi. Acum sunt super casual, n-am niciun stres, n-am mai pățit nimic data trecută. Hai mă, mașină încoace, taxi, hai că e bușă. Da, bine că a trecut pe lângă noi. Ok, hai că luăm după asta. Ce am filmat data trecută, ce am făcut, nu mai știu. A, da, căutam revistele porno. Hai să terminăm totuși misiunea aia cu revistele porno, că poate le găsesc. Reușesc să fac rost de ele. Te trezești după aia că filmezi un întreg episod. Asta era milițean, nu? Te trezești după aia că filmezi un întreg episod, încercă să prind revistele alea. Doamne, cât am stat să le filmez data trecută. Dar se pare că titlul și thumbnail-ul au avut efect. Ați văzut data trecută ce se întâmplă aici? Ok, hai să luăm Duba. Să ne căutăm reviste. Da, bine că e asta pusă în față. Hai mai întâi să o dau la o parte. Hai că ajunge. Acum să o luăm pe asta. Hai da, urcă. Și din nou ne arată scena asta cu revistele împrăștiate. Da, cum spuneam, se pare că dacă pe YouTube pui un nume de ăsta mai așa, mai pentru clickbait, cu multe semne de exclamare și un thumbnail bun, are un efect mai mare decât să pui ceea ce este în sine. Pe scurt, cam ar trebui să mai fac chestii de asta, să dau nume la videoclipuri de astea mai ciudate, cum a fost, dar caut reviste porno sau cum am avut când eu la botezan Mia Khalifa, trebuia să fi pus și poză cu Mia Khalifa. E, mai fac și o vizionare în plus așa, plus că astăzi mi-a venit prima, opa, nu te răsturna, prima scrisoare de la Google, de la AdSense, în caz că nu știi ce este AdSense, este cam așa. Pentru a-ți monetiza videoclipurile și a primi bani de pe urma lor, adică reclamele care vă apar vouă, poveste lungă, da, datorită reclamelor, youtuberii câștigă bani. Și ca să îți vină bani de pe urma celor reclame, trebuie să-ți faci un cont de AdSense și de pe contul acela îți vin banii, poți să vezi cât ai, dai să ți-i trimeată, chestii multe de explicat. Și ca să mi-l oficializeze, să fie verificat tot, a trebuit să-mi trimeată un cod PIN ca să-l pot activa. Și codul acela se trimitea prin poștă și eu le-am dat să-mi trimeată codul ăla mai demult, dar am uitat complet, fără să-mi dau seama. Mă uitam pe la setter pe acolo și le-am dat să-mi trimeată. Sper că am topul. Ok, e bine pe aici. Hai că mă întind să văd pe cât am, pe cât scrie pe ștampilă că trebuia să-mi vină. Pă. Și aici pe 8. Și acum suntem pe 28 sau 28, da, suntem pe 28. Deci pe scurt pe 2 săptămâni mi-a venit totuși. Futu-s morții, mai trebuie să mă bușesc în ăsta. Da, nu e niciun bai, măcar mi-a venit. Și mi-a venit codul acesta prin. Și acum am activat codul de AdSense și da, dacă câștig și eu un cent 2, pot să îi scot. Wow, minune, bine, nu pot să-i scot că valoarea minimă ca să-ți poți scoate bani, la noi în România nu este leul pentru YouTube, este euro sau dolar, dar folosim euro, că na, suntem Europa, bla bla bla, Uniunea Europeană și alte căcaturi. S-a minim 10 euro și când îi faci eu 10 euro, la sfântul așteaptă, fac eu 10 euro. Hai, dacă era să fac 1000-2000 de vizionări pe fiecare videoclip, era altceva, dar eu de-abia am 1000 și ceva de abonați. Ok, că poate fac și o misiune asta. Eu acum sunt super casual, nu sunt stresat, sunt super odihnit. Ok, hai că acolo trebuie să ajung. Și acum? Să-l calc pe ăsta? A, tot asta. A, mi-a arătat pe ăsta. Cream că mi-a arătat pe mașina aia. Ok, acum s-o duc la magazinul de XXX. Poți să ies pe aici? Nu pot. Sau? A, nu încape. Mă uc, cât am întors aici. E bine că nu m-am răsturat. Și în caz că n-ați observat, pe ziarele astea în GTA 3 n-am avut ce face. Am stat să citesc să vă ce scrie pe ziarele alea. Zice că a fost găsit zombiul Elvis Presley. Mișto, știu. Stai mă, pe unde este? Ah, mașelier. Stai că mai încoace ieșire de pe aici. Hai, du-te. Bun. Nu m-am uitat și la ceas să văd de cât timp filmez. Ok. Hai că mi-am pus acum telefonul sprijinit de monitor ca să văd. Deci da, mi-a venit scrisoarea asta de la Google cu AdSense-ul. Pe scurt, acum dacă mă ce derapat. Pe scurt, dacă o-i face și eu un ban ceva, pot să-i scot. Pot să-l scot banul. Am zis să fac un ban, nu bani. Ok, o stradă mai lată.
Mamă, ce vorbesc ăștia postorii de la dracu de ciuri. Ok, văd că le-am activat o alarmă. Hai că merg încet că mie că îmbușesc. Ok. Hai, du-te, du-te, du-te. Ușor, ușor. Hai că suntem aproape de sex club acolo sau unde o trebuie să duc. Astea. Revistele porn. Ok, unde sunt? Pe aici? Cred că trebuia să intru pe străduța aia. Sau pe aici prin spate să mă bag, nici nu știu. Aha, aha, aha. Hai, trece asta cu duba. Cu duba cu mașina. Dă-te, fă din potecă. Gata. Bun, i-am dus lui ăsta revistele porno. Uite aici, XXX, Maga, Max. Ce mai nume? Cum umblă așa, să nu fie văzuți. Mamă, câtă lume vine pe reviste porno. Misiune făcută, 20.000 de dolari. O, ce nebuni sunt ăștia cu ambulanța. Dă-te mă jos, dă-mi HP-ul încoace. Gata, mi-am făcut HP-ul, oprește. Ok, și mai avem misiune la Tony Cipriani, Cipriani, cum mi s-o zice. Sau Ciprian. Mai pe românește, cum am văzut la unul care juca GTA 3 la Uzi-san. Nu știu, am fiecare clip de... Orice clip aș pune, trebuie să menționez ceva de Uzi. Mai așa, asta e GTA 3. Bine, a filmat și GTA 3. Acum sigur o să vină și o să zică că l-am copiat, că pula mea. Bun. Tot așa. El avea în română GTA 3 și altul un pachet ăsta pentru română, sau aibă subtitre în română. Și acolo zicea Tony Ciprian, sau ceva genul. Okay. Adică misiune de. We're going to finish the triads in Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer. So a few minutes. Nouă mașină cu bombă de la Eight Ball, fine. Careful. Eight Ball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. Se pare că trebuie să-i eliminăm pe triazi, triade, cum s-o zice. Ok. Ce bărbie are Cloud. A, da. Și că tot vorbeam de cea mai recentă mașină din GTA 5, este aceasta, cu Ruma care apare GTA 3. Mulțumesc și celui care mi-a scris cum se cheamă, celor care mi-a scris, că parcă de dormi mi-au scris doi oameni diferiți. Nu mai știu. Oricum, aceasta este cu Ruma, cea mai recentă mașină din GTA 5. Sper să fie recentă și aici în GTA 3. Da, bine, arată mult mai diferit în GTA 5 față GTA 3, vă dați seama. Ok, deci trebuie să mergi la Egg Ball, luăm o mașină, ne ducem la fabrica lor de pește și să fugim de acolo. E timpul să-i eliminăm. Hai mă, pot să mă bag pe aici? Nu pot. Ok, ia curba așa, du-te, du-te, du-te. Acum. Hai că m-am dus bine, ne-am atins zidul, cât de cât am învățat și o să conduc. Din nou luăm o curbă. Ok, hai conduc bine cât de cât. E nașpa că acum, nu știu, e lumină și... E lumină mare la mine în cameră și e cam întunecată. Ok, mașină de gunoi. Pe scurt, ne facem gunoieri. Mergem cu mașina de gunoi. Cred că asta o să fie și numele la episod. Ok, deci să nu o demegiuiesc. Pe scurt, s-a cam dus dreapul șmecherie. Ok, 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 du-te, du-te, du-te. Așa e că nu m-am băgat pe unde trebuie, nu? Nu. Stai, mă. Hai că s-a nicapat și îmi sună telefonul, mă scuzați. Ok, am revenit. Mi-a sunat telefonul, nu are importanță de ce. Bă, pe un... Really? Am activat bomba. Deci dacă mă dau jos, bubuie, da. Îs un idiot. Am apăsat din greșeală pe click și am activat bomba. Doamne, dar idiot mai sunt. Hai să caut dracu gunshop-ul ăla. Pe aici era. Ammunition, nu e asta. Unde era gun shop-ul ăla? Da, nu mai știu unde era gun shop-ul. Nu, era jos de tot. Sau, aici? Să moară Giblan dacă mai știu pe unde e. Prin capăt, pe aici? Asta e? Hai că aici. Ammunition, bun. Să ne luăm uziuri și...
Doar uziuri. Nu, cred că mai trebuie să beau pistol. Hai, mai luăm, mai luăm un pic. Hai că ajung astea. Sau, hai să mai luăm o dată. Nu, și niște pistoale. Dă-te, mă. Hai, da, urcă. Bun, să luăm misiunea aia la Tony. Da, mai întâi. Eu nu plec de aici fără mașina de Cracoșuge. Deci eu am ceva cu mașinile astea de Cracoșuge. Nu știu, dar îmi plac foarte mult așa cum sunt ele în GTA 3 aici. Am ceva cu mașinile de Cracoșuge. Ok, că am luat curba bine. Urcă, urcă. O, oh, da, bea urcă asta de alu. Du-te, 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 du-te. Și... ziceam că mi-a ieșit o parcare laterală. Nu prea mi-a ieșit. Hai să ținem mână totuși uziu. Da, 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 blowfish, peștele care bubuie. Sau ceva de genul, explozie, pește, habar n-am. Dăm coace cu ruma. Cea mai recentă mașină GTA 5 mi se pare. M-a luat și poliția, deși mașina era parcată. Bagă viteză, hai. Go, go, go. Cu ce bine m-am băgat pe aici. Ok, hai că acum e un pic mai lumină și văd și eu pe unde trebuie să merg. Era întuneric adineori. Era și noapte și nu vedeam. Hai că acum s-a făcut ziua și văd și eu. Dar Tom e lene să umblu la mânt, să-l dau mai luminos. Mă, ce camion a trecut acum prin fața casei. Trebuie să ajung în intervalul ăsta până acolo. Ok, nu o să fie o problemă. Dar să nu demegiuiesc mașina că se duce dracu. Acum s-ar putea să se aud o scară pe fundal. Pe partea cealaltă lucrează ăștia la un router. Că la noi aici în sat au, ăștia de la primărie au băgat Wi-Fi în comună. Câteva puncte de astea, câțiva stâlpi pe care au montat niște routeri. S-au bulit routerul de aici și să-l modeze. E bun că dacă iese pe afară am Wi-Fi la, pe telefon. Ce vreau să zic? Și unde am rămas? Stai că vreau să zic ceva, dar am uitat. Asta e, înseamnă că a fost minciună. Du-te, 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 du-te. A, da, și routerul ăla e fix pe partea cealaltă a casei. E fain dacă mi se întrerupe netul ăsta pe care l-am la routerul din casă, îl pot folosi pe cel de afară, că sunt pe rețele diferite. Hai, trageți cu pistoalele, credeți că demolați voi mașina, nu e așa ușor. Și o intra, uite, idiotul ăsta, mi-e, dă-te. Tu zgâtul, mă, dă-te mă la o parte și tu. Ok, pe unde să mă bag, cred că pe aici. Sper că merg pe unde trebuie. N-am din păcate odată asta să pot să vă mapa. Cred că, da, 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 mă duc bine, mă duc bine. Hai, du-te, du-te, du-te. Bine că nu mai am wanted-ul ăla, e demergită pe jumate mașina. Ia mă, farurile și astea ori fi sparte. Pe aici trebuie să mă duc sau? Nu, 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 mai încolo un pic. Nu aici. Da, e spart parbrizul, dar nu-i bai, nu se duce dracu. Ok, pe aici să mă bag, știam eu că nu pe acolo. Hai, cât de cât am mai învățat și eu mapa asta, deci pe cât e de mică mapa asta, tot. Uite unde e fiecare lucru din ea. Deschideți poarta. Ce să-mi calc pe ăștia. Hai mă, treceți. Poate mă dau ăștia acum jos din mașină. Ok, du-te, du-te, du-te. Ce? 9. Și acum să fug. Boom. Gata, le-a distrus fabrica de pește. Ați murit? Bun. Mă, ce le-am făcut aici, ho-ho. Hai, deschideți poarta. Fain că se deschide chiar că n-am mașina de pește pe mine. Ia mă, dar să vede ce era înăuntru la ei. Aia, nimic interesant. Ok, mai avem o misiune, hai să o facem și pe aia. Facem la S acolo. Vine încoace vreo mașină?
Nu vreau camion de pești. Ce o mașină. Una parcată pe aici. O, nu, asta e poliție. E, mergem la picior atunci. Bă, dar nicio mașină din direcția aia, frate. Hai, dăm cu aciu după că văd că mașini de caracoșuge nu ne mai apar. Bun, urcă. Deci pe Elvis Presley din ziar acolo. Ok, bagă viteză. Ia curba. Opa. Du-te, du-te, du-te. Hai că la fix merge. Sună un telefon, dar nu stau să răspund la el. Ia să iau și pe ăla că s-o leacă de mejuit. Poate îmi vine și o altă mașină, una mai faină. Dă-te fă de-n potecă. Ok, tot duba asta o avem de luat. Mergem tot cu duba. Cu poniu, ce mai nume? Pony. Și că pony. Cum era unul care mi-a fost recomandat să fac videoclip de la în care îl critic, ca să zic așa, la Mircea Kițune, care e nebunit după My Little Pony. Și facea ca toți dracii că și-a luat un pony de la magazin. A, ese era la ăla de unde luam eu mașinile alea faine, sentinelurile alea. Uite, mașina care coșuge, încă o mașină care coșuge. Fain, când am mașină, mi-apar o... Nu găsesc, dar când am dubă altă mașină, mi-apar și astea cracoșul gen, dragi, frumos. Ia, mai intrăm așa, oho, la fix. Și mergem cu mașalierul, pentru că da. Du-te, a, da, singurul pom, pe ăla l-am luat. Frumos, n-am ce zice. Hai că fac misiunea asta și că e episodul, că deja ține. Dar nu iasă nici prea lung, nici prea scurt. Op, puteam să trec printre ele. Hai da, să vedem ce misiune dau ăștia. Bomb, the base, act 1. Cred că îi vrea să-l bage de la unul roman. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. Ne mai ce mată la 8-Ball. Dar întâi știi să ne luăm un sentinel de aici. Da, dă-l încoace. Are garduri? Nu are. Perfect. Ok, ia foc, nu ia foc. Și pun căcat ies de aici, nu știu. Un căcat să sară peste gard. Ok, hai că am sărit peste gard, e bine. Ce misiune ne dă nouă aici la 8-Ball? Să ne peste gardul ăsta la fix, bă. Bomb the base, actul 2. Act 2, mă rog. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Trebuie să vin cu 100.000 de dolari. Bă, n-am 100.000 de dolari. Okay, let's do this thing. Bă, I da. can set this baby to Aveam 20 detonate, but I ceva. still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Bun, mi-au dat un sniper. Hai că ca lumea. Și mi s-au dus dracu 100.000 de dolari. Să merg cu ăsta după mine. Clar mă pune să merg undeva la mama dracu. Ok. Nu merg să dau zoom din rotiță. Ceea ce v-ați să dau pe X, habar n-am. Hai, urcă. În Rumbo. Și mai nume pentru mașină. Rumbo.
Ok, hai să mergem. Cred că mă trimite pe undeva pe la docuri. Habar n-am unde mă trimite, n-am fost atent. Eu niciodată nu sunt atent la ce zic că ia cinematicuri acolo. Genar, stau, mă mai scarpin în cur. Găsesc eu ceva ai făcut cât timp sunt cinematicurile alea. V-am spus, eu în general, când mă jucam, săream peste ele. Nu stăteam să mă uit la ele. Dan skip. Da, na. Unii le vreți, așa că de ce să vă refuz? Nu cred că am exprimat bine aici. Aha, așa, hai, răstoarnă-te. Vino coace, bulangiule, că mori. Ok, care vine și cu o mașină pe aici totuși? Uite, ăsta. Care trec. L-a și călcat frumos. Căldăm pe ăsta jos. Bobcat. Pisica Bob, cred că-i s-ar zice la asta. La mașina asta nici nu știu. Ops. Pe aici trebuia să mă bag. Du-te, 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 du-te. Oho, ce e aici? Mamă, cât sunt. Uște o calașnicoave. Vreau și eu unul. Ce trebuie să mă sui undeva sus? Aha, uite aici scările. Deci trebuie să-l păzesc pe ăsta. Am de urcat. Du-te, du-te, du-te. Ok, ăsta unde-i? Asta se aude exact ca siringa din Counter. Ok, deci X și Z pentru zoom in și zoom out. Direct headshot. Nu i-am spart capul. Ăsta i-am spart capul. Ce pus și ploaia. Ce știu că Kalashnikov avea acolo. Ok, pe unde l-am pușcat pe ăla? Nu știu, dar mă duc după Kalashnikov. Sper să mi le dea, văd că sniperul mi l-am luat. Da, o să tai pe filmare cel mai probabil când mă duc să-l aduc din nou pe ăsta aici, așa că râbă. Bun, am revenit, poate de data asta nu mai dau fail. Hai, dăm coace sniperul. O am onoarea la primul foc, deci ăsta e acolo. Hai să dau puțin zoom. Și trebuie să omor pe ăsta. Și pe ăsta. Tu nu vii? Hai că vine ăsta. Ok, ăsta unde e? Să nu-l împuște ăsta. Ăștia. Cred că asta a fost. Gata? A intrat în clădire și acum... A, cred că asta a fost tot. Ok, fuge. Moci bubuie. Ăsta nu e frică de explozii, doar antrenamentul ăla de la 8 ball. Hai, fugi. Deci a plantat bomba acolo. Și se scufundă Titanicul. Papa. Ok, deci am făcut și misiunea asta. $150.000.
Bun, ne-am refăcut și banii. Cam atât și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Acum am și eu un sniper, așa sunt șmecher. Uitați și ăla cu Zombie Elvis. Zombie Elvis found. Mă rog. Deci cam atât și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați cât un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les.